În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Căci plata păcatului este moartea. Din apostolul care s-a citit astăzi, în a patra duminică, după pogorârea Sfântului Duh. De ce am început cu acest verset din Sfânta Scriptură? Pentru că Evanghelia duminicii de astăzi ne vorbește despre viață și despre moarte. Un om care era soldat, era sutaș, care nu cunoștea foarte bine tradiția iudaică, dar știa un singur lucru, că atunci când un evreu intră în casa unui păgân sau a unui roman, el se spurcă și trebuie să meargă apoi la templu, să facă acele spălări rituale, pentru ca mai apoi să poată să aducă jertfă lui Dumnezeu. Știa acest lucru sutașul din Evanghelia de azi. Și apar în două planuri. Sutașul, care era în Capernaum, un oraș la poalele muntelui fericirilor, iar în cealaltă parte Hristos Domnul, care s-a coborât de pe muntele fericirilor după ce a învățat pe oameni lucruri minunate. Și întâlnindu-se Domnul Hristos cu acest sutaș, încep să vorbească. Și se adresează sutașul Domnului Hristos. Doamne, sluga mea este rău bolnavă. Este vorba aici despre un lucru deosebit de frumos. Pentru că un ostaș roman era un om liber. Iar sluga acestui sutaș, acestui ostaș, era în stăpânirea sutașului. Și sutașul avea dreptul de viață și de moarte asupra slugii. Putea oricând să-l trimită la moarte, dar sutașul din Evanghelia de astăzi face un lucru și mai frumos, și mai deosebit, și mai impunător. Nu doar că îl interesează de sluga lui, ci se roagă pentru sluga lui ca să se vindece. Nu că să-l trimită la moarte, ci ca să-l trimită la viață pe cel care îl slujea cu atâta credincioșie. Și se roagă Domnului din inimă, Doamne, vindecă-mi sluga. Nu s-a rugat pentru el, pentru copiii lui, pentru familia lui. Nu i-a cerut Domnului Hristos să înainteze în grad, să aibă mai multe decât avea până acum, ci a cerut Domnului, spune doar cu cuvântul și sluga se va vindeca. Și dă el exemplu din propria lui viață. Este convins de ceea ce îi cere Domnului Hristos și se minunează. Domnul Hristos se minunează, Dumnezeu, de cuvintele omului. Și spune Domnul, în Israel nu am văzut atâta credință. Și ne învață Sfânta Scriptură, dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, am spune muntelui să se mute și el s-ar muta. Cu câtă credință a venit sutașul în fața Domnului Hristos? Cu un munte de credință.
nu cu un grăunte de muștar. El așa s-a rugat Domnului ca și cum ar fi primit deja ajutorul. De unde ne dăm seama? Pentru că argumentează sutașul cererea lui. Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, doar spune și se va împlini cuvântul tău. Că și eu am ostaș în subordine și spun unuia să facă și face și altuia să vină și vine. Impresionant acest cuvânt. Dorind Domnul Hristos aici să ne arate că mântuirea este la îndemâna oricăruia dintre noi. Oricare dintre noi putem să furăm raiul înaintea celuilalt. Pentru că Evanghelia se adresează fiecăruia, și celui în vârstă, și copilului, și pruncului, și nouă celor care intrăm în biserică. A fi credincios înseamnă a te uni cu Dumnezeu ziua și noaptea, ca într-un gând să mărturisim despre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Nu putem spune că astăzi muncim și duminica ne rugăm și lunea muncim și marți ne rugăm și așa mai departe, ci viața noastră întreagă trebuie să fie o împreună lucrare, o conlucrare între rugăciune și muncă. Era Sfântul Antonie cel Mare, care este pictat acolo în biserică, era atât de chinuit de gânduri. El care se ruga, care avea o viață deosebită, un înger în trup, avea ucenici pe care îi întărea, pe care îi mustra, pe care îi îndrepta. Și într-o zi a venit ispititorul ca să-l tulbure și s-a rugat el îngerului păzitor și imediat l-a văzut și a stat nedumerit. Dar ce faci tu acolo? L-a întrebat Sfântul Antonie cel Mare și a spus: iată, am o funie, o ață, o frânghie. Și în continuu, toată ziua, împletesc această funie și gândul meu este la Dumnezeu. Deci, să faci și tu așa, să împletești și să te rogi. Să muncești și să te rogi. Iată un îndemn. Pentru că orice călugăr, orice creștin, orice credincios în lumea aceasta are nevoie de rugăciune și de muncă. Pentru că munca îl face pe om să fie atent, să fie în acțiune, să nu fie leneș, să nu cadă în păcatele acestea ale lenevirii, ale trândăviei. Și îl ajută pe om să fie treaz. Iar rugăciunea este cea care îi dă curaj omului pentru muncă, pentru viață, pentru creșterea copiilor, pentru alergatul acesta pe care ni-l asumăm fiecare dintre noi. Deci, ora et labora, spunea latinul, muncă și rugăciune, rugăciune și muncă. Și v-am spus unora dintre dumneavoastră acest lucru, dar repet, pentru că trebuie să ne-l însușim și noi toți. Bunicii noștri, părinții noștri, strămoșii noștri ne-au învățat rugăciuni.
pe fiecare dintre noi. Dar câți, pe câți dintre noi ne-au învățat să ne rugăm? Ei ne-au învățat rugăciunile, Îngerașul, Tatăl nostru, Născătoarea, Psalmul 50, Crezul, rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară. Dar câți dintre noi am primit de la părinții noștri, de la înaintașii noștri, acest dar de a ne ruga? De aceea să transmitem copiilor noștri rugăciunea. Ce este rugăciunea? Cum este rugăciunea? Cât de importantă este rugăciunea? Forma rugăciunii, rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, rugăciunea de mulțumire. Iată, și noi în biserică facem rugăciuni de mulțumire pentru toate darurile pe care le primim, pentru aniversări, dar facem și rugăciuni de cereri pentru cei care au nevoie, pentru cei care sunt în examene, pentru cei care se căsătoresc. Facem rugăciuni de cerere pentru toți cei ce sunt bolnavi, rugăciuni de laudă aduse lui Dumnezeu. Și toate acestea noi trebuie să ni le asumăm și să le transmitem copiilor, nu impunându-le, impozându-le lucrul acesta obligatoriu, te-ai rugat, nu, ci să simtă ce este rugăciunea, că rugăciunea înseamnă bucurie, rugăciunea înseamnă liniște, bucurie și când ai lacrimi, în interior poate fi bucurie. Rugăciunea aduce pacea cu Dumnezeu. Vorbim noi atât de mult unii cu alții, ne trimitem mesaje, vorbim la telefon ore în șir ca să ne spunem câte am văzut și câte am auzit și câte s-au întâmplat în lumea aceasta. Măcar jumătate din acest timp să vorbim cu Dumnezeu. Măcar jumătate din acest timp. Dacă ne dăm seama că într-o zi am vorbit aproape 2 ore la telefon cu unii și cu alții, întrebând ce fac, cu ce se ocupă, ce se mai aude în țară, ce se mai aude în lumea aceasta cu atâtea calamități care vin, ce se aude cu vaccinul, ce nu se aude cu vaccinul, și vorbim noi atâtea lucruri, parcă noi le-am ști pe toate. Măcar jumătate din acest timp, măcar jumătate, să vorbim cu Dumnezeu. Și imediat o să auziți rugăciunea aceasta atât de frumoasă de la Sfânta Liturghie: acum toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Aceste lucruri trebuie să le facem în fiecare zi, să cerem lui Dumnezeu ajutor, asemenea sutașului din Evanghelia de astăzi. Sutașul acesta era de alt neam, dar a furat împărăția lui Dumnezeu înaintea altora. Sunt atâția sutași în Sfânta Evanghelie, și sutașul care a stat lângă Sfânta Cruce, lângă răstignirea Domnului, cei doi sutași, ostași, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, mari luptători, Sfântul Dimitrie și alții au fost ostași în slujba altora, dar l-au urmat pe Hristos ca singurul stăpân, ca singurul stăpânitor, și acestuia s-au rugat și au închinat întreaga viață. Astfel și noi, după aceste frumoase duminici, Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Duminica tuturor sfinților, Duminica Sfinților Români, iar săptămâna trecută despre grijile vieții trupești și sufletești, iată o duminică atât de frumoasă, în care avem exemplu un om de alt neam care a dobândit pe Dumnezeu. Cum l-a dobândit? Pentru că Hristos a rămas minunat în fața acestor cuvinte pe
pe care sutașul le-a răspuns: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Spune numai cu cuvântul tău. Spune-m și noi: inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și du stăpânitor. Spune-m noi că atunci când rostim psalmul 50, când rostim rugăciunea împărate ceresc, spunem: vino și te sălășluiește întru noi, dar să ne gândim cum îi pregătim noi casă Domnului, cum îi pregătim noi inima, că aceasta este casa, nu zidurile în care dormim, ci casa în care Domnul vrea să intre este inima noastră. Îi dăm noi inima noastră sau nu? Mă opresc dându-vă acest frumos exemplu, care atât de mult îmi place și îl dau și îl pun în sufletele și al copiilor noștri atunci când mergem în tabere. Un tată avea doi copii și tatăl îi spune copilului: du-te, te rog, primului copil, du-te, te rog, și fă lucrul acesta. Și copilul răspunde bucuros: da, tată, voi face, mă voi duce, îți voi îndeplini cererea. Și trece timpul și tatăl vede că nu se împlinește cererea lui, că copilul a uitat promisiunea pe care a făcut-o. Apoi îl cheamă pe cel de-al doilea și spune: te rog, du-te și îndeplinește-mi această dorință. O rugăciune a tatălui pentru copil, față de copil, tocmai ca să-l învețe pe copil cu lucrurile dumnezeiești. Și răspunde copilul: tată, nu am timp, nu pot să merg să fac. Dar ieșind din casă, îl mustră conștiința pe copilul, pe cel de-al doilea. Și alergând îndeplinește imediat cererea și dorința și rugămintea tatălui. Ce frumos, iată, copilul îndeplinește dorința tatălui. Deși la început s-a manifestat ostil că nu are timp, mai apoi rugămintea tatălui și conștiința pe care noi fiecare o avem și pe acest copil l-a mustrat și a îndeplinit rugămintea tatălui. Să avem și noi, să ascuțim și noi, să ne ascuțim conștiința, să ne o punem în inimă și împreună cu Dumnezeu să ne apropiem de bucurie, să ne apropiem de pace, să ne apropiem de liniște, să nu ne tulburăm cu ce vedem și ce auzim, că acestea sunt ale lumii acesteia, nu sunt ale noastre. Lumea aceasta a fost și înainte de noi și va fi și după noi. Boli și necazuri întotdeauna au fost, și încă ce boli, ciume, holere, nu era apă, n-aveau de unde să bea apă oamenii, boli grave, boli sunt și în ziua de astăzi. Noi ne gândim cum să ne apărăm noi de bolile acestea, cum să ne protejăm noi, iată, respectând regulile pe care statul ni le impune, purtând încă măști. În România toată lumea și-a luat masca de pe față, problema fiecăruia. Aici în Occident, statele încă îi obligă pe oameni în spațiile închise să poarte aceste măști care protejează. Vă spuneam, dacă vă amintiți, că îmi place la Duminica Ortodoxiei, când ați venit cu icoane în mână, dacă vă amintiți, cât de mult mi-aș dori să văd icoanele în mâinile dumneavoastră și fețele dumneavoastră fără aceste măști. Însă, iată, respectăm pe de o parte ce ni se impune cu aceste măști, însă nu uitați că omul are libertatea de a alege între bine și rău. Dacă suntem bolnavi, atunci mergem și ne tratăm. Mergem și ne facem toate analizele necesare. Dacă suntem sănătoși, unde, de ce să mergem la spital? Alergăm când suntem bolnavi la biserică și cerem ajutorul doctorului sufletelor
și al trupurilor noastre. Acolo este spitalul. De acolo au plecat spitalele din biserică. De acolo bolnițele și spitalele și ceea ce Sfântul Vasile cel Mare a lăsat pentru întreaga umanitate. Iată unde alergăm noi, spre doctorul sufletelor și al trupurilor, dar îi cerem, Doamne, vino azi în inima mea. Amin.